Domnule Popor, iată și primul test. Cum vi s-au părut băieții la prima mișcare? Un test util. E o perioadă de pregătire. Important este să ne pregătim din punct de vedere fizic. E o perioadă de acumulări. Nu pun foarte mare preț pe meciurile amicale, dar sunt utile pentru a ne pregăti pentru campionat. Urmează un alt joc important, până la urmă vedeți și alți jucători, am observat. Da, sunt jucători care vin în probe. Asta este perioada la echipa a doua, cu jucători. Mai promovăm de la grupele mai mici, la Under 17, Under 18. Cam asta e perioada acum. Considerați că vă mai trebuiesc jucători sau pur și simplu decât dacă vine cineva cu ceva mai bun? Noi nu suntem să ne trebuiască jucători sau nu. Noi trebuie să creștem jucători pentru prima echipă. Cam asta este scopul nostru aici. Mulțumit de perioada petrecută până acum. Sunt jucători în creștere, încearcă să dea tot și să sperăm că ei vor reuși să promoveze, să progreseze pentru a putea fi eligibil pentru prima echipă. Ce așteptări aveți de la noul sezon de ligat? În primul rând să fie mult mai mulți jucători care să facă pasul real spre prima echipă, să se impună la prima echipă. Cam asta îmi doresc de la sezonul ăsta. Vă întreb și de meciul cu Rapid, cum îl vedeți? Acolo e alt nivel, un meci dificil. Așa. Da, un meci frumos. Tot timpul între Craiova și Rapid au fost meciuri frumoase. Aveți curaj să faceți un pronostic? Păi, pronosticul e unul singur, noi câștigăm.